Ce mesaj ar fi primit Niculina Stoican de la Petrică Mâțu Stoian? Ce nemulțumire avea, nu mai contează. Niculina Stoican a povestit cu lacrimi în ochi despre prietenia pe care a avut-o cu Petrică Mâțu Stoian. Ce mesaje au schimbat Niculina Stoican cu Petrică muzu Stoian? Interpretat de muzică populară a făcut dezvăluiri despre relația pe care o avea cu artistul care a murit pe 6 noiembrie. Petrica Mățu Stoian se vindecase de COVID-19 și a decedat, spre surprinderea și șocul familiei și apropiaților. Niculina Stoican era prietenă bună cu artistul și chiar a izbucnit în lacrimi când a vorbit despre legătură strânsă pe care o aveau. Interpreta a spus că nu știa de tratamentul cu oxigen hiperbaric pe care Petrica Mățu Stoian îl făcea după ce s-a vindecat de COVID-19 i-a mărturisit că artistul nu vorbea des despre problemele lui de sănătate. Mai mult, Niculina Stoican a citit una dintre conversațiile pe care le-a avut cu artistul. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, artista a mărturisit că obișnuia să se vadă cu prietenul lui destul de des. El mi-a spus, am vocea gâjeită. El era tot timpul autocritic, eu i-am zis că nu are. Nu ai nicio gâjeială, este prezența ușor răgușită a timbrului vocal specific zonei de la munte și tu știi asta. Petrica Mățu Stoian, nu mai contează, trăim din nume. Niculina Stoican, tu nu ești la faza să trăiești din nume, mai ai multe de spus. A fost un mesaj pe care Niculina Stoian l-a citit în direct. Vedeta a spus că a știut că Mățu Stoian s-a operat, dar nu știa cât de grav este. Știam că s-a operat, dar nu povestea niciodată cât este de grav. El avea un fel așa de a spune lucrurile, că e mereu bine. Ce fată, ai vrea să mor, i-am zis cum să spună așa ceva. Eh, glumesc, ăsta era stilul lui, făcea glume, cred că era o autoapărare. Ar trebui să înțelegem, și cei care îl plac, și cei care nu îl plac, e foarte greu să urci pe scenă și să râzi când tu vrei să plângi. Când apari în fața oamenilor, trebuie să-și adun toată energia și să dai tot ce ai tu. Nimeni nu a știut ce e în sufletul nostru. Noi niciodată nu ne-am certat. Că am avut tot felul de divergențe, că nu pot fi ipocrită. Ne ciondăneam pe diverse lucruri. Noi eram tineri, mă învăța cântece din banat. N-am știut dorința de a merge la clinică. Chiar aveam un mesaj și m-am gândit să vi-l arăt. Mi-a trimis sunetistul o piesă pe care noi am cântat-o în spectacol. Când trăiești terorizat, supus, nu poți pe scenă să te apropii pe de omul la care îți face rău, că nu ai cum. I-am trimis lui mesajul și i-am zis că îi trimit piesa asta, să vadă cât de frumos am cântat, a spus Niculina Stoican.